urmează bine la Spice Shop. Astăzi vreau să vă prezint antena parabolică de pe care m-au zis să nu am niciun microfon nimic. Aici am telefon. M-au zis doar de la antena. Este făcută pentru asculta păsările, oamenii care sunt practic mai mult în state, unde este și produsul de care facem. Specificații de undeva la 200 de metri, sunt de audio. Vine vorba de păsări, sunt 100% pe acolo, de minim 200 plus de metri. Ce am ascultat, oricum ne-au zis și voi cu Beca ce vorbesc, mă pare destul de mult. Încercați să văd dacă și vocea mea o să vină la 200 de metri, dar e prea mult omul de fundal sau păsările sau cuvântul, deci nu e destinat pentru a asculta și umane, dar nu știu ce fost să fie mea. Și oricum, sunetul este extrem de tare amplificat, orice se aude, am testat și pe mașini, efectiv auzi fiecare cilindru cum se aprinde. Și dacă ai probleme pe partea de suspensie sau de direcție, și mai tare. Iar acum, după ce ați auzit și v-ați convins cât de bine funcționează, hai să vă și arăt dispozitivul. Practic este un microfon atașat la o antenă parabolică ce captează tot ce se lovește de aceasta. Pe partea de conexiune avem mai multe opțiuni. În stânga avem rotița de gain, ce putem să ajustăm să ne amplifice și mai tare sunetul. Avem o conexiune XLR și două jack-uri stânga-dreapta, una pentru a asculta la căști, de exemplu, și una de a o conecta la o cameră. Mai jos avem switch-ul de on-off și power, în caz că folosim alimentarea pe XLR de 48V, și deasupra ei este filtrul nostru high-pass sau low-pass. Dar bineînțeles că aveți aceste lucruri toate explicate și în manualul cu instrucțiuni. Iar bateria este foarte simplu de schimbat, este o baterie clasică de 9V, ce îți oferă 40 de ore de funcționare. Și până data viitoare, vă las aici cu o recomandare de la YouTube.